Bine să venit la mobilisimă.ro! Da, am un selfie phone în mână, m-ați prins. Are cameră de 50 frontală, autofocus și filmare 4K. Este un selfie phone și un telefon mid-range prin definiție, dar are un truc, una să în mânecă. Spatele său își schimbă culoarea. Devine din auriu, verde-albăstrui, dacă îl expui la lumină UV. Am mai văzut treaba asta pe Vivo V23. Acest Vivo X80 Lite vine cu încărcare rapidă, are și căști la pachet, ceva rar văzut și a primit Android 13 imediat cum l-a scos din cutie, mi-a oferit opțiunea să-i fac acest update. Este un telefon destul de compact, are un ecran de 6.44 inch, AMOLED și în același timp sosește cu 8 GB de RAM și destul de multă stocare. Foarte multe filtre, opțiuni de vlogging, doar este un selfie phone. M-am dus chiar la obiectivul ultra vânat din București, Casa Coana Mița, biciclista din nordul capitalei. Am făcut poze acolo, poze nocturne cu luminițe și ce a ieșit, aflați imediat. Să înceapă deci recenzia lui Vivo X80 Lite. <fixi> Încă un anotimp, încă un telefon care schimbă culoarea, la fel ca Vivo V23 înaintea sa. Acest selfie phone, expus la o lumină UV, va deveni din auriu un soi de verde albăstrui. Se poate vedea și în anumite unghiuri cum va deveni culoarea sa. Partea bună e că poți să pui aici degetul, o monedă sau un decupaj din carton, îl lași pe telefon, aduci lumina UV sau îl lași la soare și o să vezi acel model imprimat. Mă rog, o să reziste doar 1, 2, 3 minute, hai 5. Dar e cool, este un truc de a arăta prietenilor la o bere, la un suc. În rest, sticlă în spate, sticlă și în față. Rama aceasta, deși pare metalică, este fabricată din plastic. Grosimea sa este de 7,8 mm, deci destul de subțire. Și cu telefonul cântărește 186 de grame. Are destulă personalitate, mai ales dacă te uiți la modulul camerei, dar dacă ai văzut un Vivo, îți vei da seama că este înrudit cu celelalte modele de până acum, în special Vivo v -uri selfie phone -uri. Dar acesta este un Vivo X80 Lite. Nu are certificare IP, deși dacă îi scoți SIM 3 o să vezi acolo o protecție din cauciuc la capătul său. Aderența mi se pare destul de ok, îl ajută rama asta plată, dar ce nu-mi place mie e că butoanele astea sunt foarte clicky. O să duc acum la lavalieră, ați auzit cât de clicky sunt, fac destul de mult zgomot și dau așa senzație de plastic ieftin. Nu sunt mare fan al acestui breton picătură din zona de sus și muchii le aș spune că, per total, sunt cam groase. Iar telefonul ăsta, deși stă ok la dimensiuni, ar trebui să fie un pic mai ușor de mânuit la diagonala asta relativ mică de 6,44 inch. E un pic cam lat ca să ajung eu cu degetul peste tot, mai ales sus. Cam atât de spus despre smartphone, este destul de bine construit, nu sunt fan al butoanelor clicky și al bretonului, dar în rest mi se pare ok. Era să uit, spatele ăsta are și niște sclipici, nu știu dacă răzbate până la voi prin cameră, dar uh, posibil să atragă niște public tânăr treaba asta. Altfel, are o husă și poți să-i pui husa și scap de efectul ăsta, dacă nu vrei acel party trick. Revenind la chestiunea de mai devreme cu diagonala de 6,44 inci, aici lucrăm cu un panou AMOLED. Rezoluția este Full HD+, avem și refresh de 90 Hz pentru gameri, suport HDR10+, și o protecție din plastic aplicată din fabrică peste acest ecran. Nu știu să aibă vreun la Glass sau altă variantă Dragon Trail sau asta de gen, sau altele de gen, dar avem protecție din plastic cu siguranță. Acum, dacă vreți să vedem un video, v-am pregătit eu un clip aici, cel clasic de test și o să vedeți că avem un intrus aici, ca în Among Us este bretonul picătură, care intră peste imagine. Avem și bărbia asta, grosuță, dar nu uităm că totuși lucrăm cu un telefon mid-range aici, unul care include numele light în titlu. Culorile sunt satisfăcătoare, este una mole de calitate. Negru e negru, e adânc, albul este alb pur și paleta de culori este largă. Unghiul de vizualizare. Stă bine și la contrast în bătaia soarelui, deși nu prea mai a fost soare zilele astea, dar expus la lumină puternică nu suferă lizibilitatea. Și luminos, dar cred că am mai spus treaba asta mai devreme parcă, parcă un pic mai albicios decât mă așteptam și decât uh, credeam că va fi un AMOLED. Acum, la testele noastre pe acest ecran, am găsit pixel cu aranjament pentile matrix și la testul cu luxmetrul, o valoare mai diavolească așa. Uh, am atins 666 de lux. E în tot 30, deci deja stă bine, cu valoarea asta a depășit al de Vivo V23 g adică predecesorul, cum ar veni dacă ne orientăm ca după Vivo V25 revenind, deci a depășit Vivo V23, a depășit Honor 70 și atenție și pe mult discutatul, analizatul Nothing Phone 1. E sub Motorola H30, sub Huawei Nova 10 Pro, dacă vreți niște repere. Și imediat asupra lui Moto G52, așa cum se vede aici. Am trecut și flagship-ul Huawei Mate 50 Pro, deci nu puțin lucru. Reglajele ecranului au de face cu culorile și cu refresh rate-ul în mare, cam atât. Evident și modalități de a camufla bretonașul ăsta care nu e prea sexy. Procesorul acesta l-am văzut pe companii soră, pe telefoane de la companii soră ale celor de la Vivo. E un Mediatek Dimensity 900. Procesor de telefon mid-range și de entry-level, 6 nanometri, octa core GPU Mali, eu l-am văzut pe Oppo Reno 7 5G și pe OnePlus Nord CE2. Era să uit și pe Oppo Find X5 Lite. Îmi place că Vivo nu s-a zgârcit cu dotările, adică ne oferă 8GB de RAM și 256GB de stocare. A, era să uit că ne oferă și slot microSD, ceea ce nu e rău în ziua de azi. Telefonul acesta nu suferă deloc de lag, nu l-aș numi chiar un gaming phone, dar n-am văzut să aibă probleme cu jocurile și am încercat, așa cum puteți vedea aici, atât Asphalt 9 cât și Genshin Impact. Evident, nu o să mergeți cu detaliile pe Ultra sau pe High, dar pe mediu se descurcă și nu se supraîncălzește. Mai departe, acum o să discutăm despre testele de performanță. Începem cu Antutu 9, în care suntem imediat deasupra lui Galaxy A53 și OnePlus Nord CE 25G. L-am bătut și pe motorul la H30 Neo. De asemenea, suntem totuși sub Vivo V23, Xiaomi 12 Lite și Honor 70. Iată apoi Geekbench 5 Multicore, întrecând Vivo V23 cu, e drept, nu foarte multe puncte, am mai depășit Redmi Note 11 Pro 5G și pe OnePlus Nord CE 2 Lite. Ne-am clasat sub Realme 9 Pro Plus și sub OnePlus Nord 2. La testele de GPU nu pot să zic că sunt chiar impresionat sau dat pe spate, în 3 marca Wildlife Extreme suntem deasupra lui OnePlus Nord CE2 și motorul la Moto G60S, care nu sunt chiar niște grei în domeniul ăsta, am trecut și un Moto G82 dacă vreți ceva mai actual. Ne-am plasat sub Galaxy A53, care știți că n-a fost mare hit pentru gameri, și sub Xiaomi 12 Lite. În principiu, comportament și rezultat tipice pentru un telefon de sub 2000 de lei sau în jurul a 2000 de lei. Cam astea sunt rezultatele pe care le-am atins în toate aceste teste. Vreau să mai spun și că telefonul nu suferă de supraîncălzire. Am făcut un test de uh, temperatură și am ajuns pe la 29,6 grade Celsius în benchmark-uri, ceea ce nu e rău deloc. Acum vorbim despre baterie. 4500 mAh se încarcă la 44W pe fir și are și încărcător compatibil cu așa o încărcare în cutie. Și acum, hai să vedem rezultatele. Începem cu testul de playback video, în care am atins un satisfăcător 18 ore 51 de minute. Asta înseamnă că a depășit un Realme GT Neo 3 150W, a depășit și un Motorola Edge 30. E sub Nothing Phone 1, testat de noi recent, și sub Honor 70. Parcă un pic mai impresionant e rezultatul din PCMark, utilizare continuă, fiți atenți aici, 14 ore 42 de minute este imediat deasupra unui motor Lite 30 îl bate pe Samsung Galaxy A53 și îl mai întrece și pe, ați ghicit, Nothing Phone One. E sub Poco M4 Pro, Xiaomi 12 Lite și Nokia X30. O pregătim și un material cu Nokia X30 dacă stați pe frecvență. Mai departe vorbim despre încărcare, care este, să zicem, ok, ne-am învățat să scădem sub o oră de ceva vreme, mai nou vrem să scădem sub 40-30 de minute. Aici e nevoie de o oră și 5 minute pentru a încărca telefonul de la 0 la 100%. Măcar în 30 de minute îl aduci la 59%, ceea ce înseamnă că obții cam 8-9 ore de utilizare cu această încărcare, dacă mă iau după pistii marcul de mai devreme. Sunt și opțiuni power saving, dar nimic e și din comun. Apropo, deși din comun telefonul ăsta nu are jack audio, dar la pachet vine o pereche de căști și un adaptor de la USB-C la conector de 3,5 mm. Vivo a făcut un fel de trademark din treaba asta, cred că ei sunt cam singuri care mai dau așa ceva în ziua de azi, căști și adaptor. Din păcate, speakerul este unul singur de aici, nu folosim earpiece ca difuzor secundar, nici nu avem un alt speaker în zona de sus. O să dau drumul la niște muzică și în sfârșit mă bucur și o să văd că la muzica asta fără copyright de pe Uh, librăria pusă la expoziție de Google e și ceva DNB. Cine a făcut piesa asta exagera rău de tot cu altele, simți că-ți străpun creierul, trebuia să le dea un pic mai jos. În fine, speakerul ăsta de jos e clar gândit mai degrabă pentru alte, nu prea bun cu joasele, nu prea are bas și nu prea pentru metaliști. Am ascultat niște rock, s au auzit foarte distorsionat, nu vă imaginați că am ascultat vreo sătăneală sau chestie de asta. Am ascultat Maneskin, formația din Italia care a câștigat Eurovisionul și dacă și ei s-au distorsionat, care nu sunt vreo sepultura sau slayer, vă dați seama cum s de o supărare mai metal. Revenind. Speakerul ăsta e totuși bun dacă asculti electro și EDM. Știe cu muzica electronică, asta clar, se descurcă la ea, e bun pe alte, e bun pe voci, dar nu e bun pe bas, nu e bun pe solo de chitară, deci cam ăsta e profilul său. Am făcut și niște teste cu decibelmetru, hai să ieșim frumos de aici și vă arăt imediat care au fost rezultatele. Testul numărul 1, cel cu acustic, ne-a dus la 85,2 decibeli. Ăsta e scor bun, am văzut uh, telefoane care ating, nu știu, 76, cum avea Galaxy A53. Am depășit Nothing Phone 1 și pe Honor 70, dar suntem sub Xiaomi 12X și motorul aici 30 În jocuri avem 96,9 decibeli. Uh, nu e foarte impresionant, cota noastră aici, tacheta este pe la 100. În fine, am trecut OnePlus Nord CE2, este... Uh, aproape la egalitate cu Huawei P50 Pro, am trecut de Redmi 11, dar e sub anr 70 și Galaxy A53. Și iată-ne că am ajuns în sfârșit și la cameră. Cea selfie ar cam fi cel mai important punct al acestui telefon, nu de alta, dar 50 de megapixeli. Autofocus, filmare 4K, stabilizare electronică, iar camera asta este luată direct de la selfie phone-ul Vivo V23. Are o autofocalizare care caută ochii, ți detectează, dar nu are blițul acela dual pe care l avea V23. În spate găsim o cameră triplă. Senzorul principal are 64 de megapixeli, stabilizare optică și apoi vine o cameră de 8 megapixeli ultra wide cu un de 120 de grade. Ăsta mic de aici, este o cameră macro de 2 megapixeli. Blitzul este triplu LED, dual tone, îi se promite tehnologie AI, filmare 4K și mai avem multe moduri de captură, chiar foarte multe și mai mult decât atât, foarte multe filtre. Pe mine mă interesează cel mai mult treaba asta de aici, Vlog Movie. Le-am testat și este un fel de filtre, template-uri care se aplică la o serie de colaje. Nu vă imaginez că se schimbă foarte mult, se schimbă mai degrabă tot felul de panuri și zoomuri și mici filtre aplicate pe imagine pentru sport, pentru călătorii, pentru o ieșire la restaurant. Fiecare primește un template, în principiu ca să vă explic mai simplu, sunt vreo 5 clipuri a câte 15 secunde cu niște efecte mai cool ca să le poți posta pe un YouTube Short sau un TikTok. Cam asta e treaba. Și acum intrăm în galerie, avem o sumă de poze făcute și ziua și noaptea. Se lasă cu podobe de Crăciun, cu decoruri și alte nebunii, ba chiar și cu celebra casă la care a mers tot Bucureștiul zilele astea, casa cu anamița biciclista. Și acum hai să vorbim despre ce poate camera. Avem o galerie foarte mare de peste 300 de cadre și voi încerca să fiu scurt, deși nu voi reuși. Asta este prima poză făcută cu camera principală, îmi place cum arată nuanța asta de albastru. Camera ultra wide face imaginea mai albicioasă și spălăcită. Trecem mai departe, avem și niște călușii aici și nuanțele mele preferate din tot ce am capturat cu camera asta sunt albastru și galben. Poate și un pic de verde close urile sunt reușite, macro nu prea, este un macro și la 2 megapixel nu poți să ai mari pretenții, am mai spus treaba asta. dați în close bun și nu voi cere macro. Culorile sunt destul de vii, dar dacă te cu atenție o să vezi că sunt mai degrabă reci dacă le privești pe un ecran mare și bine calibrat de monitor sau televizor. Din nou, camera principală și camera ultra-wide. Vedeți? Un pic mai albicios și evident mai subțire la detalii, mai ales dacă încep să te uiți la frunzele astea și la coroanele copacilor. Cred că știți deja treaba asta în alte recenzii. Aici testăm zoomul. Pe la un nivel 2X este ok, de pe la 3X începe să se vadă serios zgomotul. E, și acum, este un selfie phone, așa că o să încep cu selfie-urile. Trebuie să spun că, deși avem autofocalizare, nu am fost chiar mereu 100% mulțumit de focusul acestei camere. Partea bună e că, Deși m-am uitat la pozele de 12 megapixel pe PC, avem o grămadă de detalii și am dat foarte mult zoom și crop și tot am reușit să le văd fără probleme. Îmi place foarte mult textura hainelor, Bărbii și părului și dacă ar fi să aleg ceva, cred că ochii sunt cel mai bine redați aici din toate aceste capturi selfie. Și nu avem puține, mai ales că am găsit și niște efecte, filtre și alte nebunii și m-am tot jucat cu ele. Um, bun, trecem aici. Asta e genul de poze la care nu încape arborele în cadru, așa că activez ultra-wide-ul și obții chestia asta. Apropo, cerul nu arată chiar rău. Hai să vedem ce mai avem pe aici mai interesant. Am niște close-up-uri cu aceste vaze și frunze, unde cuvântul textură vine în minte, pentru că este o textură foarte bine surprinsă, așa cum se poate vedea aici, pentru această vază și frunze. Când am ajuns la arborii ăștia, mi-am amintit că am făcut poze tot pe aici la început de an cu Realme 9 Pro Plus. Ca să fie foarte clar, camera din spate e la egalitate cu Realme 9 Pro Plus și cu Poco F4. De acolo se învârte. Sub Galaxia 53 și sub motorul aici 30 sub Nothing Phone One, sub Honor 70. Aici suntem într-o zonă în care culorile sunt mai degrabă reci. Așa le-aș descrie eu. Mai erau totuși vreo două ore până la apus și totuși culorile au rămas destul de reci pentru că e o zonă un pic mai umbroasă. Din nou, un set de selfie-uri. Uh, trebuie să recunosc că pe ecranul ăsta mic nu vă dați seama de mare lucru, dar... Credeți-mă că sunt reușite. Problema e că nu toate, n-are o rată de reușită de 100%, dar când îi iese, îi iese. Se văd foarte bine ridurile de expresie, gropițele și alte mini detalii faciale, semne de bună purtare, cum am eu aici în frunte, asta e o poveste pentru altă dată, și din nou textura părului, bărbii și hainelor este la fix. Bun, evident, pot să mă joc cu tot felul de efecte, ăsta gen anime, ăsta care face așa un fel de blur, ca și cum s-ar face un Naruto run în spatele meu, și tot felul de alte nebunii, filtre, pe care în general le-ai aplicat la Instagram. Aici sunt foarte multe, sunt zeci și nu se numesc numai filtre. Au tot felul de nume fisticii, astfel încât să te joci cu umbre, contrast, nuanțe, saturări și alte nebunii. Pe nesimțite am alunecat deja în zona portrait, boche. Se accentuează textura hainelor, nu știu dacă observați treaba asta, dar și a feței, pe măsură ce fundalul este gentil blurat. Putem regla noi nivelul de blur, evident. Din păcate, toate efectele astea care mă joc eu uneori eu tind să accentueze și cearcănele, ceea ce nu e neapărat flatant. Camera din spate face o treabă foarte bună cu portrait. Asta este statuia în mod natural, o poză clasică și atât. Când aplicăm portrait, este un blur foarte arătos în spate, asta ar fi pe nivel mediu așa, și avem aici o statuie care este scoasă în evidență la nivel de textură atunci când fundalul este blurat, așa cum am zis mai devreme, Treaba să este reglabilă, din zona aceea Aperture Din nou, un cer care a ieșit foarte bine Mă refer la colorit și la detalii Plus niște podoabe de Crăciun încă neaprinse Îl avem și pe Moș Crăciun, tot cu boche, cu fundal blurat Asta e o poză, cred că standard sau cu boche un pic mai jos Aici am făcut mai multe capturi cu Portrait Ca să ne dăm seama de diferențele de reglaje Atunci când umbli la deschidere aici la boche Vezi? Și poți să și reglez după F2.8, F5.6, F11. Dacă mă duc la F0.95, blurul este mai intens. Mă duc la F16, e o poză precum cea standard. Deci cam asta e treaba cu blurul. Apropo, corect aplicat, nu am obiecție aici. Am încercat aici să capturez niște mușchi pe un copac. Ca de obicei, close-up-ul făcând o treabă mai bună decât macro. Știți, meteacna mea, sau mă rog, a producătorilor de telefoane, când vezi pachetul 64 cu 8 cu 2, nu e de bine, sau 50 cu 8 cu 2. 8 ăla înseamnă 8 megapixel, înseamnă ultra-wide, înseamnă că nu e de bine, 2 megapixel înseamnă macro și iar uneori nu prea e de bine. Și vei face numai close-up cu camera principală, iar ultra-wide-ul nu știu dacă îl vei folosi atât de des, precum unul de 13 megapixel sau cum îți oferă unii de 50 de megapixeli. Din nou am jucat aici cu bokeh și cu tot felul de filtre și efecte. V-am zis, ecranul ăsta nu face dreptate acestor capturi selfie, ele sunt foarte reușite, dar nu m-aș hazarda să zic că sunt peste Vivo V23 Cam pe acolo suntem la nivel de calitate, detalii, iluminare și alte chestii Dar, cumva, focalizarea mi s-a părut ca dată rateu uneori Și aș ajunge să fie ceva de gen 100% din dăți, să iasă perfect Sau poate că pica lumina iurea, de exemplu aici a pica lumina perfect În fine, am încercat să țin opțiunea de beautification la minim Apropo, în cazul în care erați curioși, să nu avem baby face Rețineți ideea egal cu Realme 9 Pro Plus, Poco 4 și în fața la camera selfie cu Vivo V23. Acum trecem la capturi nocturne pentru că aici chiar avem de vorbit. Am fost în zona Piața Romană, Piața Anzei. Asta este o poză cu camera principală, fără vreun efect special. Asta este poza ultra wide și e jale, noaptea, nu, vei folosi ultra wide-ul. Asta este din nou, dar cred că avem și un fel de night mode aplicat aici. Iar asta este cu night mode care evident îmbunătățește totul, inclusiv modul în care interpretează sursele de lumină. Aici suntem imediat după Teatrul Țăndărică, aproape de Sheraton. ne a plăcut foarte mult vila asta, evident nu pe ultra-wide, vedeți lumini amplificate. Și aici am o captură foarte reușită cu Night Mode. Cred că asta e, asta e poza standard. Nu era nici ea, dar Night Mode, să zic așa, întipărește mai bine bradul ăsta cu luminițele în cadru. Lumina roșie pe aici, logo-ul Sheraton în spate, niște albastru aici, ceva cu adevărat frumos. Și asta e o poză pe care o poți posta pe Facebook fără regrete și să atragi câteva comentarii gen cu ce flagship ai făcut captura asta. E un selfie-found la urma urmei, așa că hai să vedem cum stăm cu selfie-urile. Uite, aici am uitat Beautification-ul pornit, ochii sunt foarte sticloși, ca de păpușă nu la fel, nu e ok, îmi doream un look mai natural și l-am obținut mai încolo. După foarte multe selfie m-am decis să aprind blitzu, adică să activez ecranul pe modul blitz și hai să vedem diferențele. Asta este poza fără blitz. E, și vedeți, de aici am început să-l activez. Deci așa arată o poză, știu, era foarte frig, nu se putea fără căciulă. Nu mi inspiră cine știe ce e poza asta, dar dacă activez ecranul alb cu rol de blitz, parcă încep să mai vii de acasă. Și pozele chiar nu arată rău. Păstrăm proporțiile. Telefon mid-range, axat pe selfie-uri. Am băgat și un bokeh, mulți oameni care frăsuneau în jurul meu și se mișcau. Asta este casa cu anamiza Biciclista, este punctul de atracție numărul 1 în astea, este nebunie acolo, toată lumea vrea să facă o poză cu această casă, e drept, arată foarte bine. A ieșit destul de fotogenic în pozele astea, suficient cât să postez câteva dintre ele pe profilul meu de Facebook, dar uneori sursele de lumină au fost cam amplificate, cam mărite. Ești un trenuleț aici împodobit pentru cei mici, Polar Express sau nu prea, ăla parcă era albastru, Asta roșu, niște soldății la intrare, dar o piesă de arhitectură foarte rătoasă, așa cum se poate vedea în capturile noastre. O să aveți și recenzia text, o să o savurați mai bine acolo. Asta e o poză un pic mai reușită. Bun, cam atât la captura nocturnă. Își arată limitările mid-range pe alocuri, tot zic că seamănă cu acele telefoane, dar pe partea de selfie își face datoria uh, destul de bine și mă refer aici la detalii, la claritate și chiar și la nuanțe. Dar, E o chestie. Dacă vrei să faci poze noaptea cu telefonul ăsta, activează night mode pentru camera din spate, în vreme ce pentru selfie-uri îți recomand să folosești blitzul. Am terminat cu pozele și avem 326. Nici la video ori, nu stăm rău. Aici o să încerc să fiu poate un pic mai scurt pentru că accentul se pune pe selfie. Începem cu o mare. Îmi place cum arată nuanțele de albastru. Filmarea 4K este un pic mai tremurată decât cea Full HD. Detalii suficiente. Din nou, nivel de Poco F4 sau Realme 9 Pro Plus. Urmează testul de zoom. Cam s-a cadat. Și ne impresionăm după 2X. Nu putea lipsi selfie-ul. Vocea are suficient bas, captura asta arată bine, poți face vlog din ea, dar putea fi un pic mai bine stabilizată. Ce urmează este același scenariu, doar că având o opțiune specială de stabilizare activată. Care mai degrabă mă ține pe mine în centru imaginii, decât să stabilizeze de propriu zis filmarea, vedeți? Era un videoclip la formația Shoei Paparude, poate îmi spuneți voi în comentarii. Cred că pentru inimi sau ceva de genul ăsta în care aș erau filmate persoanele. E efectul ăla de tu static și totul se mișcă în jurul tău. E cool, poți face vlogging cu treaba asta, doar că devine obositor dacă aplici mereu efectul ăsta. Cert e că da, este o cameră bună de vlogging. Și fiți atenți, oficial acest este cel mai bun efect bokeh slash portrait aplicat pe un telefon de sub 2000 de lei. În zona de deasupra știți că vine OPPO Reno6 Pro, vine OPPO Reno8 Pro, dar telefonul ăsta vivo Aplică un portrait pe video, cum nu am mai văzut, sincer să fiu la bani ăștia Ne-am lămurit cu treaba asta Iată cum stăm și cu focalizarea Sincer, nu sunt foarte impresionat în ideea că focalizează bine la distanță, dar de aproape are unele ezitări E iau un pic mai mult decât mi-aș fi dorit la focalizarea de aproape Și evident, am vrut să văd cum stăm cu stabilizarea și am cred că vreo 3 teste de genul ăsta Ăsta este testul numărul 1 filmare 4K e mers cu stabilizare standard. Nu arată rău deloc. Te-ai gândit că mid-range 4K stabilizare nu o să fie cine știe ce. Pe de altă parte, sunt lup bătrân și mă obișnui deja să văd telefoane care pe mod standard, fără vreun gimmick, filmează bine. Apoi când activezi tu modul ăla cool, steady, ultra nebuni, nu mai arată bine filmarea. Este la fel de previzibil ca atunci când vezi camera de 8 megapixel ultra-wide și știi că noaptea o să arate rău. Captura. Bun, cealaltă captură este cu stadiul pe ultra. Te limitează la Full HD și pe hârtie ar stabiliza mai bine. În principiu, reduce senzația de pași de dreapta-stânga. Cam asta face, dar eu tot văd niște trepidații în fundal. Așa că rămânem la stabilizare standard. Nu cred că o să se plângă prea multă lume de treaba asta. Cam atât cu filmările, mai am multe altele. O să revedeți în recenzia text și nu vă las fără una nocturnă, mai ales că avem și aici Casa cu Anamița din București. Ca să vă zic așa pe scurt, aici să vă așteptați noaptea, o captură un pic mai tremurată, un pic mov pe lateral, surse de lumină un pic amplificate ca dimensiuni. Știu că vi se pare că arată ok captura asta, dar asta este una statică. Dacă începem cu altele un pic mai complexe și să facem slalom printre oameni, o să vedeți că nu mai e așa ok. Lumini prea mari, imaginea tremură, limitări specifice unui mid-range. Zona piața romană, aproape de Crăciun, evident, super aglomerată. Cam atât despre acest smartphone, da, poate fi folosit ca o unealtă de vlogging. Acum despre conectivitatea, avem de a face cu un telefon dual SIM aici, cu două sloturi nano SIM, cu suport 5G și cu Wi-Fi dual band. Telefonul oferă și suport pentru Bluetooth 5.2, GPS, GLONASS, Galileo, BDS și QZSS. Și în ciuda faptului că pe anumite site-uri stă scris că nu are NFC, voilà, are și NFC. Jos se află un port USB-C 2.0, aici lângă SIM 3 și lângă microfon, iar apelurile se aud suficient de tare și de clar. Pentru testele de viteză știți deja numele aplicației folosite de noi cel mai des, este Speed Test, iar rezultatele le vedeți imediat. Operăm aici doar cu Wi-Fi dual band, nu avem Wi-Fi 6, de -aia atingem maxim 428 MB download și 466 MB pe upload. E ok, dar păcat că nu avem și Wi-Fi 6. La 5G lucrurile stau mai bine. 586 Mbps pe secundă download, rețeaua în România și 55 Mbps pe secundă upload. Nu e rău, nu e rău deloc. Din nou, telefon mid-range sub 2000 de lei. Pe partea de software, recenzia asta ar fi putut fi complet diferită dacă aveam Android 12 și Funtouch OS 12. Așa s-a lansat telefonul cu acele versiuni de software, doar că imediat cum l-am scos din cutie, hop, a și primit Android 13. Parcă simțim mai puține noutăți pe aceste Android 13 și Fanta s 13 față de ce ne-a oferit, eu știu, Samsung cu al său One UI 5. Începem cu zona de personalizare, ciupim ecranul și avem aici niște wallpaper-uri foarte arătoase. Avem și niște opțiuni legate de culoarea interfeței, au început să apară în Android 12 și s-au extins odată cu Android 13. Avem aceste opțiuni și palete de culoare cu niște culori preluate din wallpaper și le puteți aplica inclusiv la nivel de iconuri. Apoi avem și widgeturile. În continuare o să zic că Vivo s-a inspirat din jocul Monument Valley ca să creeze aceste widgeturi. Nu s-au schimbat față de ce aveam în Android 12, mai ales ăsta mi-am de jocul Monument Valley. Bun, mai departe avem și App Drawer, aplicațiile sunt aici, cu o bară de căutare. Iar pentru multitasking avem Recents, care împarte ecranul așa în 4 și se mai văd jumătăți de thumbnail aici. Sau poți să faci caruselul clasic. Și poți să le închizi pe toate în acest buton. Folosesc aceste butoane pentru navigare, așa de nostalgie, puteam să optez pentru swipe-uri, este și opțiunea asta. M-am plâns foarte rău când am testat Vivo V21, că avea niște iconuri de quick settings care arătau arhaic, ca pe vremea lui Android 5. Aici arată un pic mai ok, nu sunt foarte mare fan al lor, dar parcă așa mai vii de acasă. Ca setări speciale, ce să vă arăt eu, ar fi, cred că, o on display. Nu are așa multe opțiuni cum are un flagship, dar niște extra personalizare tot poți să aplici, să schimbi cum arată ceasul, să pui niște cuvinte mai inspirate și eventual să umbli și la niște culori și dacă vrei chiar și la fundal. Hai că începe să arate chiar bine. Mai departe avem teme, wallpaper și culori de interfață pe care le-ați văzut deja, foarte multe opțiuni de animații, de la unele legate de cititorul de amprente până la recunoaștere facială și uh, încărcare. Apropo de cititorul de amprente, e aici, jos, deblochează telefonul destul de rapid și precis, doar că la început mi-a luat un pic să mă obișnuiesc cu el. Cumva nu-l nimeream, duceam degetul pe ori, pre -jos, ori prea jos, prea sus. Alte opțiuni legate de notificări, aplicații, baterie, RAM și evident zona de privacy. A început să fie popular odată cu Android 12. Avem privacy dashboard care îți arată resursele folosite de aplicații în ultimele 24 de ore. Ba chiar și mai mult de atât. Pe lângă treaba asta, mai avem aici și un mod pentru gameri și e destul de populat, poate chiar peste așteptări. Avem o bară laterală unde declanșez opțiunile, avem un mod special eSports, semn că telefonul ăsta e gaming în serios. Avem chiar autoplay, dacă ai un clicker sau auto runner sau auto dungeon crawler, că se poartă în ziua de azi și mă enervează maxim că sunt jocuri care se joacă singure când tu nu stai lângă ele. Trecem peste. Opțiuni legate de personalizarea acustică și telefonul ăsta e gândit pentru oameni care au probleme de auz sau au o anumită vârstă, pentru că sunt multiple moduri de a-ți personaliza experiența acustică. E o chestie pe care nu multe telefoane o oferă ai și frame rate priority. În principiu o să ții frame rate ul la un nivel constant pe măsură ce te joci un joc așa solicitant cum e Genshin Impact. Și clasica prevenire a atingerii din greșeală a anumitor zone ale ecranului în vreme ce te joci. În rest, digital well-being și control parental e deja o chestie obligatorie pe telefoanele din ziua de azi. Poți să pun aici swipe-uri pentru navigare în loc de aceste butoane și am aici o zonă cu foarte multe gesturi legate de multitasking și nu numai. Este aici un widget plutitor cu shortcut utile, de la screenshot, la Facebook, YouTube, mesaje și evident că sunt personalizabile. Cam atât cu interfața și OS-ul, aplicațiile preinstalate includ acest iManager, care are un scanner de virus și niște tools, criptare, management de rețea, ba chiar și o opțiune de răcire a telefonului. Așa înainte să ne apucăm de gaming. Bun, mai departe avem și un ultra game mode, easy share, iar printre aplicațiile preinstalate văd o aplicație de la notițe, adică notes, LinkedIn, Netflix, Spotify, TikTok și cam atât. Cam atât pe acest smartphone. Am cam terminat cu recenzia acestui terminal și acum hai să vedem cum stăm la capitolul verdict. Evident că întâi și întâi o să vorbim despre aspectele pro. La capitolul pro este cu siguranță faptul că are un spate care schimbă culoarea expusă la lumină UV. Apoi ecranul este luminos, sare de 600 de unități lux, ceea ce nu e puțin lucru. Apoi, stă bine la aderență, îl ajută rama asta plată. Se descurcă și la capitolul performanță, nu am plângeri, chiar și la gaming e ok, nu se supraîncălzește. Sunt mulțumit de autonomia sa și mă gândesc aici în special la playback video. Nici încărcarea nu e chiar lentă. Are căști și adaptor la pachet, o chestie pe care nu provedem în ziua de azi și am ajuns la selling point. Cu siguranță camera asta selfie de 50 de megapixel este una de calitate pentru vlogging, poze, boche, video, a fost încântat de toate. Nici camera principală nu e rea, dacă te gândești strict la zona de sub 2000 de lei. Puteți uita de cea ultra -wide și de macro, zic eu. Stabilizarea bunicică, culori destul de ok, mulțumitor la close-up-uri. Iar ca ultim aspect pro, aș aminti aici Android 13 sosit mai devreme decât la alte telefoane din zona asta de preț. Astea au fost aspectele pozitive. Hai să vedem cum stăm la neajunsuri. În primul rând, telefonul ăsta nu are certificare IP, cel puțin nu una oficială. Apoi are butoane ca în clicky, le-ați auzit și voi în secțiunea de design. rama asta din plastic arată puțin cam ieftin. Aș spune și că e un telefon destul de lat, pentru că de mică e diagonala. Bretonul acesta nu este plăcut estetic și nici bărbia asta destul de groasă de jos. În vreme ce alte neajunsuri au de-a face cu speakerul de jos, care nu prea are bas. Camera ultra wide și cea macro nu livrează cine știe ce, mai ales cea ultra Wide, mai ales noaptea. Per total, captura nocturnă nu m-a dat pe spate, fără night mode și nici cea selfie, și mi s-a părut că a, anumite surse de lumină au fost a, amplificate atunci când am făcut captura nocturnă. Cam asta ar fi neajunsurile. De asemenea, o parte din selfie-uri nu mi-a plăcut cum au fost focalizate. Acestea fiind zise, dacă mă pune să definez telefonul ăsta printr-un singur lucru, o singură captură, o singură chestie, asta ar fi filmarea asta Portrait. Este cea mai reușită filmare bokeh Portrait cu un telefon sub 2000 de lei. Asta ar face telefon de vlogging. Poate fi de gaming la o adică, dar nu are dotările necesare pentru a împinge gamingul la maxim. Măcar nu se supraîncălzește. Este bun și pentru binging, ecranul este luminos și bateria te ține multe ore. Deci cu asta poți să pleci în călătorie, pe avion, te vei putea uita la filme fără probleme, că deține bateria, iar camera frontală îți poate începe o carieră de vlogger, pentru că știe cu filmarea, știe și cu selfie-urile și ai și foarte multe opțiuni ca să-ți înfrumusețezi capturile. În rest, este pe calapodul unui Realme 9 Pro Plus și Poco F4. Cu acelea se bate dacă scoatem selfie-ul din ecuație. Dar nu putem scoate pentru că este selling point-ul său și dacă îți trebuie un de vlogging, telefonul ăsta este una destul de reușită. Este aceeași cameră ca la Vivo V23, este aceeași capacitate, minus extra camera ultra-wide și minus blitz duale, totuși păstrând proporțiile. Cam atât la mobilisimo.ro, asta a fost prezentarea lui Vivo X80 Lite, un telefon de vlogging și la o adică un telefon bun să consumi content multimedia pe el. Mai degrabă video. La revedere!